Și pandemia șterge 3 miliarde de euro din turismul românesc, spun reprezentanții mediului de afaceri. Restricțiile impuse de autorități în lupta cu COVID-19 i-au împiedicat pe români să-și facă planuri de vacanță și i-au ținut pe străini departe de țara noastră. În condițiile în care se vorbește despre mai multe vaccinuri anticovid, reprezentanții agențiilor de turism speră că lucrurile vor reveni la normal din primăvară chiar. O criză economică prelungită însă le-ar da planurile peste cap. A fost un an cumplit. Așa descriu 2020 hotelierii și patronii agențiilor de turism. Din cauza pandemiei de COVID-19, prea puțin români și-au cumpărat vacanțe, iar numărul străinilor care s-au aventurat în țara noastră a scăzut considerabil. În primele 8 luni, doar 4,3 milioane de turiști s-au prezentat la recepțiile hotelurilor și pensiunilor, la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre aceștia, doar 8% au fost turiști străini. Nimeni nu pleacă din țara lui ca să vină România să se îmbolnăvească, să putem, zic eu, după martie încolo, să putem să ne mișcăm cum ne-am mișcat în fiecare an. Lipsa turiștilor din această perioadă a dus și la scăderi semnificative ale veniturilor. Anul trecut, turismul reprezenta 5,7% din produsul intern brut, adică aproximativ 5 miliarde de euro. Anul acesta însă, întregul sector va fi redus la doar 2 miliarde de euro, spun oamenii de afaceri. Reprezentanții agențiilor de turism se tem că prelungirea crizei ar putea amâna pentru 2020. Și doi, redresarea. Probabil va urma o criză economică. Aceasta va afecta și va reduce cu siguranță bugetele alocate pentru turism. Dar, în funcție de cum va fi ea gestionată, turismul își va putea reveni mai repede sau mai greu. Cu siguranță turismul intern va fi primul care își va reveni. Sperăm noi să vedem o revenire mai substanțială în jumătatea a doua anului 2021. Sau în varianta cea mai pesimistă, undeva în perioada 2022-2023. Cam atunci estimăm și o revenire graduală a turismului internațional. Guvernul a adoptat sau pregătește mai multe măsuri menite să vină în sprijinul sectorului Horeca și al agențiilor de turism. Să definitivăm pe circuitul de avizare alte două măsuri, și anume prelungirea voucherelor de vacanță pentru anul 2021. A doua măsură care este mult așteptată este susținerea 20% din diferența de cifră de afaceri între anul 2019 și anul 2020. Deocamdată însă executivul a aprobat doar un memorandum în acest sens. Abia după avizul Comisiei Europene va fi aprobat un act normativ prin care ajutorul de 20% din cifra de afaceri pregătit pentru sectorul Horeca va deveni operațional. Măsurile compensatorii absolut obligatorii și de bun simț ale statului român, dacă vin prea târziu, va fi ca la ATI cu oxigenul. Soluțiile pentru restartarea economiei au fost prezentate în cadrul conferinței 2021, anul relansării, și face parte din seria de evenimente Împreună protejăm România. Este al doilea eveniment din serie și este organizat de grupul de presă Media 1 și Institutul Național de Statistică în parteneriat cu Digi24.